Salutări tuturor și bine v-am regăsit la derbiul Clujului. Ce meci! Împreună cu Superliga, astăzi le-am pregătit fanilorul Cluj tricouri și nu numai. La pauza meciului, trei dintre cei care vor răspunde corect la quizul nostru pregătit pentru ei vor avea șansa să câștige 5.000 de lei dacă reușesc să ducă challenge-ul până la final. Așa că rămâneți alături de noi să vedem dacă cei trei aleși reușesc să câștige cei 5.000 de lei. Nu uitați, dați un follow pe Instagram Superligii România, aveți linkul acolo în descriere. Și noi, haideți să întrebăm oamenii, să le punem întrebările, să vedem cât de pregătiți sunt ei. Salut! Salut! Vrei să participi la un concurs? Poți câștiga un tricou cu Cluj sau, dacă răspunzi la cele 5 întrebări pregătite pentru tine astăzi, ai șansa să intri pe teren la pauza meciului și să câștigi 5.000 de lei. Hai. Cine a marcat ultimul gol al lui Cluj din acest sezon? E Nistor la Galați. Bun! Eu cred că va răspunde la toate cele 5 la cum a început. În ce an a fost fondată Universitatea Cluj? 1919. Răspunsul este corect. Câte puncte a strâns Cluj până în acest moment? 6 și trebuie să fie mai multe, poate dacă nu era în toldu să jucăm aici. Și după acest meci, câte va avea? Doamne ajută, minim 7. Am înțeles. Câte trofee are în vitrină Cluj? Cupa României din 65. Eu zic să mergem acasă, de n-are rost. A știu și anul, mă așteptam să știe doar că are un trofeu Cluj și atât. Dacă mă tine și marcator, da, eu. A, da? Da. Înainte să fie construit Cluj Arena, cum se numea vechiul stadion? Ion Moinar. 5 din 5, tricoul e al său, haideți să îl dăm. Și, desigur, dacă vrei să participi la challenge-ul nostru de pe teren, cum să? Ce avem primul băiat care vrea să meargă la pauză pe teren. Acesta este tricoul. Este al tău. Felicitări să fie și primit. Ne vedem la pauză. Ne vedem, doamne știu. Bun, avem 5 întrebări. Câte puncte a strâns Cluj până acum? 6. Bun, răspuns corect. Cine a marcat ultimul gol al lui Cluj în acest sezon? Nistor. Bun. Nu sunt întrebări foarte grele. În ce an a fost fondată Universitatea Cluj? 1990. Câte trofee are în vitrină Cluj? Din păcate numai unul, Cupa României în 65. Răspuns corect. Și înainte să fie construit Cluj Arena, cum se numea vechiul stadion? Răspunsul este corect. Are un tricou de la noi cu Cluj și vreau să te întreb dacă vrei la pauză să participi alături de noi la un challenge pe teren. Oh, e ok. No? E ok. Bun. Felicitări și mersi mult. Așa. Bun, avem un nou participant alături de noi. Cine a marcat ultimul gol al Cluj în acest sezon? Nistor. Răspuns corect. Câte puncte a strâns Cluj până acum în acest sezon? 6. Bun, răspunsul este corect. În ce an a fost fondată Universitatea Cluj? 1919. Bun, mergem mai departe, mai avem două întrebări. Câte trofee are în vitrină Cluj? O Cupa României. O Cupa României. Înainte să fie construit Cluj Arena, cum se numea vechiul stadion? Era ca o potcovă. Stadionul Cluj. Din păcate răspunsul este greșit, dar de la noi ai un tricou cu Cluj. Cum te găsește lumea pe TikTok? Ne-a spus că are și un TikTok. Chef Cristian Molnar. Chef Cristian Molnar, intrați acolo, mersi mult. Și eu, mersi. Salut. În ce an a fost fondată Universitatea Cluj? 1919. Direct, rapid. Înainte de construirea Cluj Arena, cum se numea stadionul? Hai să vedem. Ion Moina. Oh, bun, răspuns corect. Cine a marcat ultimul gol pentru Cluj în acest sezon? Hai să te ajute din penalti. Nistor. Bun, răspuns corect. Fei are Cluj? Nu are. Nu, ocupă. 1969. Aproape 1969, 1965. Asta. Și mai avem o întrebare pentru tine. Câte puncte are Cluj în acest sezon? Păi, egal cu Petrolul, victorie la Craiova, 3-4, egal cu Dinamo, 5. Și la Galați au făcut? Și la Galați, tot egal, 6. Bun, răspuns și corect. Și victorie, 9. Și astăzi cu o victorie, dacă reușește, da, corect, 9 puncte. Felicitări, ai din partea noastră un tricou și spune dacă vrei să participi la quizul nostru din pauză. Da. La quizul, la challenge-ul nostru, da. Scuze. Da? Acesta este tricou, arată-l la cameră. În ce an a fost înființată Universitatea Cluj? 1919. Răspuns corect. Câte puncte are Cluj în acest moment, în actualul sezon? 6 puncte. Bun, răspuns corect. Câte trofee are Cluj până acum? O Cupa României. Bun, ia să vedem, știi și anul? 1967. Ești aproape, 65. 65. Ești aproape, bun. Cum se numea stadionul, vechiul stadion al lui Cluj până să se construiască Cluj Arena? Ion Moina. Ne-a stat la discuții direct, n-am apucat să termin întrebarea. Iar ultima întrebare pentru tine este: cine a marcat ultimul gol pentru Cluj în acest sezon? Dan Nistor. Răspuns penalti.
Știe, se vede că e fan și se uită la toate meciurile. Are un tricou din partea noastră, am vorbit cu el, nu vrea să coboare pe teren, dar nicio problemă, are un tricou din partea Superligii. Și eu. Și mult succes. Mersi. Salut. Mult. În ce an a fost fondată Universitatea Cluj? 1919, evident. Bun, câte trofee are Ucluj? Ocupa României în 1965. Bun. Știe și anul. Câte puncte are în momentul de față Ucluj în actualul sezon? Avem 6 puncte. Bun, răspuns corect. Înainte de Cluj Arena, cum se numea vechiul Ion stadion? Moina. Bun. Și ultima întrebare, cine a marcat ultimul gol pentru Cluj în acest sezon? Daniel Popa. E penalti Nistor, da. Bun. Stai că am dat gol, da, Nistor, da. Corect. Bun, mersi mult, felicitări, ai câștigat un tricou cu Cluj. Mersi. Ăsta este tricou, avem al doilea concurent. Mersi frumos. Mersi și eu, rămâi aici cu noi. Ce an a fost înființată Universitatea Cluj? 1919. Bun, răspuns corect. Câte trofee are acumulate Ucluj până acum? Un singur trofeu, Cupa României. Bun, hai să ne știi și anul. 1965. Bun, perfect. Cine a marcat ultimul gol pentru Cluj în acest sezon? Hai să vă dau un indiciu, a dat din penalti. Da. Nistor. Bun. Nistor, da. Și câte puncte are Cluj până acum? Nu. Victor Stregal. Da. Și ultima întrebare, înainte de Cluj Arena, cum se numea vechiul stadion? Ion Moina a răspuns corect. Felicitări din partea noastră, aveți momentan un tricou cu Cluj și dacă sunteți de acord, veniți cu noi la pauză și aveți șansa să câștigați marele premiu din seara asta. Okay. În ce an a fost înființată Universitatea Cluj? 1919. Felicitări, aveți un tricou de la mine. Mersi. Sănătate. Câte trofee are Cluj? Aoleu, ocupă. Ați răspuns corect, ocupă, aveți un tricou. Da, da. Și cum se numea vechiul stadion al Clujului? Stadion Municipal, Ion Moina. No. Felicitări! Municipal? Da, Moina. Mulțumim foarte mult! Bun, am dat și toate tricourile din partea Superligii. Lumea intră pe stadion. Divise nebunie. Se agită spiritele aici la Cluj, lumea începe să vină la stadion, începe să intre pe stadion și în cam o oră așa va începe meciul, noi o să intrăm pe teren în scurte momente, poate mai prinde ceva cadre, hai să vedem. Haide să intrăm în stadion. Haide să mergem pe teren, aici zona vestiarelor. În trecut am filmat și cu jucătorii de la Cluj și cu cei de la CFR Cluj. Momentan lumea nu s-a strâns. Cât de mare e Cluj Arena, Dumnezeule mare! Pentru prima oară sunt aici pe Cluj Arena la un derby. Cluj CFR Cluj. Am mai fost la un meci de-a lui Cluj în Liga a doua cu Mioveni. În rest, la un meci din Superliga n-am mai fost, am mai fost doar când am filmat cu jucătorii celor de la Cluj acele challenge-uri pe care le găsiți pe canalul din Superbe România. Am intrat și băieții de la Cluj pe teren, brigada de arbitri aici se încălzește. Portarii au ieșit și ei, desigur, la încălzire. Haideți să vedem, ne mai recunoaște Iliev? Salut, salut! Salut! Bine, am venit să vă văd! Mult succes! Mi-a zis să-i susțin pe ei, nu pe cei de la CFR, dar i-am arătat tricoul. M-a recunoscut de când a filmat acele challenge-uri aici pe Cluj Arena. Și peluza CFR-ului. Plină peluza CFR-ului. Ce nebunie va fi aici pe Cluj Arena. Haide să vedem între echipele pe teren. Coreografie pregătită de Cluj pentru această partidă.
Începe derbiul de Cluj, derbiul Ardealului. Aici în poarta apărată de Iliev. Și meciul între timp, CFR în posesie, iar noi suntem la poarta apărată de Iliev, poarta celor de la Ucluj. V-am spus, n-am fost niciodată la un derby Ucluj-CFR Cluj, dar chiar îmi place atmosfera, este una senzațională, așa că voi, dacă vreți astfel de clipuri, nu uitați să apăsați un punct de like, ca să depășim 1000 de like și mergem la un nou derby, zic eu. Mami, la tribuna a doua, nu mai văd absolut nimic. Până acolo. Ce șansă are Ucluj? O lovitură liberă periculoasă de undeva de la, hai să zic, 18 metri, cum îmi estimez eu de aici. Oh, ce intervenție are portarul! Pregătește o coreografie. Oi, 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 oi! Intervenție bună. Ai, 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 pregătiți-vă. Pregătiți-vă.
de la CFR Cluj se lasă mai prejos. Aici. Și câteva minute după finalul primei reprize, secundul 42, facem pe challenge. Piatră, foarfecă, hârtie, cine va începe challenge? Și nu, fie, câștigătorul alege când începe. Hai! La 1, 2, 3, 5. Se repetă, na, e... Toți trei. A ieșit. Îți alegi, ultim. Și acum bătălia 2, locul 2 și 3. 2, 3, 5, 1, 2, 3. Dau al doilea, deci tot primul rămâneți. Haideți să vă explic și vouă regula. Se dă de la 16 metri, fiecare dintre cei 3 participanți are câte o minge de culoare diferită ca să nu ne încurcăm. Poate fi chiar și un fel de curling, să zic așa. Trebuie să dea mingea de la 16 metri de centrul terenului, exact acolo de unde se începe mingea aia după gol sau în debutul unei reprize. Cine e cel mai aproape are garantat un tricou oficial de joc în Cluj, iar dacă mingea se oprește în cerc, centru acolo, are 5.000 de lei. E gol marcat de CFR, minutul 45 plus 2. Eram cu băiețile, mai explicam regulamentul, n-am prins din păcate golul, nici nu l-am văzut. Dar o să-l vedem pe reluare, probabil, după ce se termină meciul. Se termină și prima repriză, ce gol vine pentru CFR. Gol care să-i ajute 2-1 la pauză pentru Cluj și noi haide să-i dăm drumul la challenge. Haideți să vedem, băieții sunt pregătiți. Câte o minge de fiecare culoare, eu o să fiu aici arbitru. Aici e punctul unde trebuie să oprească mingea
câte o minge de fiecare, au 3 încercări. Hai să vedem. Start! Prima minge e trecută, dar o lăsăm aici că trebuie să vedem care e cea mai aproape pentru tricou. Băieții sunt acolo pregătiți, hai să vedem. Nu e rău, nu e rău. Ah, puțin mai tare și prea mult efect. Hai să vedem asta cu efect, vine bine, dacă era puțin mai tare, era bună. Mai tare, mai tare! Wow, wow, vine, 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 fiți atenți! Ai, dar l-a prins efectul! Cât de aproape! Aproape rău, sincer! Hai să vedem a doua încercare! Efect! Ah, e ca la curling, dacă ea mingea se pune! Bun! Mai tare! Tribuna este alături de ei. Dacă vine în asta și dă-n ea, o experiență unică pentru băieți în același timp, să fii la pauză pe teren cu stadionul arhiplin. Acum trebuie să măsurăm. Mingea albă este câștigătoare. Fii atent. Ai dat bine, dar n-a fost direcția. S-a oprit chiar pe linie, da. Precizia n-a fost foarte bună, dar ai fost chiar pe linie. Felicitări, ai un tricou cu un Cluj. Și noi îți mulțumim că ai participat alături de noi. Astăzi îți vedești și tricoul. Și eu mulțumesc frumos pentru ocazia asta. Și haideu. Acesta este tricoul. Poți să-l și arăți dacă vrei să-l vedem. Tricoul celor de la Ucluj. Astăzi ai primit 2 tricouri. Felicitări tuturor! Mulțumesc mult! Multă sănătate, să trăiți! Mulțumesc mult! Salut! Cât de aproape a fost acolo să dea pe centru, pe punctul de începere a mingii. Incredibil, a dat pe linie, dar n-a fost pe direcție. Începe repriza a doua, au Cluj, conduce cu 2-1 pe CFR, care are să marcheze în finalul reprizei. Hai să vedem dacă rezistă CFR. Desigur, Fani în continuare alături de echipa favorită. Din păcate nu pot ajunge la peluza celor de la CFR să-i primești pe, dar o să încerc de la distanță. Nu se audă, deoarece aici e nebunie totală. N-au văzut.
N-am văzut că este offside, n-am văzut că e offside. Doamne, cu golurile astea la limită. E offside, se confirmă. Aproape de hat-trick, Ian Stoica. Cred că trebuia să-i o lase. Scoate incredibil, Iliev! Scoate senzațional! Oh, se cere gol, dar de aici mi-e foarte greu să văd. Senzațională intervenția lui Iliev. Hai să vedem ce va zice VAR-ul. Iată și pe portarul celor de la CFR Cluj. S-a dat gol pentru CFR! 3-2! 3-2, ce remontada! Aici nu pot să zic nimic, că n-am văzut, mi-era foarte greu. Priviște nebunie, este în peluza celor de la CFR după această remontada. Și s-au luat la bătaie. S-au încins spitele rău de tot aici la Cluj. Așadar pentru Cluj. O să dă roșu, doar penalti. Dan Istor față în față cu Sava. Golul Cluj. Și U Cluj vrea victoria. Se grăbește să le pună mingea la centru. Dumnezeule, ce am săptămâna asta! 4-3, CFR Cluj! Deci, mie nu vine să cred ce meciuri am prins săptămâna asta. 4-3 și încă nu s-a trebuit. Probabil mai avem vreo 15 minute de joc. Minute de prelungiri, incredibil așa ceva. Nu știu dacă am mai văzut, probabil la Craiova cu Botoșani atunci în prima repriză, dar așa ceva din nou. Tragem de timp. Se termină 4-3 pentru CFR Cluj, incredibil. Doamne, ce nebunie de mei. 7 goluri, încheiem etapa cu 7 goluri. CFR-ul câștigă în fața celor de la Cluj, după ce Cluj a avut 2-0. Și haide să mergem și alături de galeria celor de la CFR. Să vedem bucuria. Ploaie
aur. Se oprește vlogul nostru, ce săptămână e nebună, cum încheiem cu 7 goluri aici în derbiul Ardealului dintre Ucluj și CFR. CFR reușește o remontada senzațională și, cum spuneam, voi dacă vreți astfel de episoade, să apăsați pe un de like. Sunt puțin obosit, sincer, după toate drumurile astea, dar nu-i nimic. Ne vedem sâmbătă la finala Super Beach Open Lama Maia pe plaja Iachi. Va fi o nebunie totală și acolo, după care ne vom vedea pe la Botoșani. Eu vă mulțumesc mult că sunteți alături de mine, bucurați-vă de fotbal în continuare, nu uitați să dați un follow pe Instagram, xbreaker.oficial. Link-urile aveți în descriere, la fel și Super League, pentru că astăzi am dat tricouri, am luat oamenii pe stadion. Aveți acolo în descriere și link-ul de la Instagramul lor. Vă mulțumim foarte mult, toate cele bune, de aici, de pe Cluj Arena. Vă salut și să ne vedem cu bine!